Deci facem bine, facem programa. Tot ce vedeți că se execută pe acest, tot ce execută aceste calculatoare, practic sunt programe făcute de alți programatori. Da? Sunt firme care produc astfel de programe, firme mari, firme internaționale. Calculatorul numai cu echipamentele fizice, dacă am avea numai monitorul și ce firicele sunt și piese prin el, nu l-am putea folosi dacă n-am avea și partea de program. Da? Deci noi acum ne ocupăm să facem programe, dar o să facem programe simple care să presupun că vă este vouă utile dacă la matematică ați făcut anumite elemente. Ce vom învăța astăzi? O să învățăm un pic să utilizăm un limbaj de programare. Limbajul C++. Ăsta știu că este C, dar așa se pronunță. Da? Un limbaj de programare este ca o limbă străină pe care înțelege calculatorul. Și astăzi o să învățați și voi câteva elemente. Deci trebuie să scriem în limba aia pe care o pricepe el. Da? Apoi, o să învățăm să realizăm mici aplicații pentru a rezolva probleme de la matematică. Da? Ați lucrat cu puteri? Să ridicați un număr la o putere? Da. Și cu radical? Da. Și cu divizor? Da. Cum mă rog, 4 și 9 se poate calcula ca fiind 7 la 7. Da? Deci 7 la puterea a doua. Radical din 49, auzit cineva? O să trec la al doilea exemplu. Ca să luăm cu ceva ce vă aduceți aminte. Și apoi revin. Deci vrem să facem un program care să ridice un număr la o putere precizată. Asta ce înseamnă? Nu trebuie să mai fac eu calcul. Da? Exemplu, dacă trebuie să ridic 5 la puterea 6. Voi ce faceți? Îl înmulțiți pe 5 de 6 ori. Mai merge. Da? Dar observați, sunt și exemple care au multe înmulțiri de făcut. Și atunci facem programelul. Îi dau cele două numere, 5 și 6, îmi dă rezultatul. N-ar fi simplu pentru toate problemele de la matematică să avem problemele din astea? Da? Așa. Deci facem un program, îi dau baza, numărul pe care vreau să-l ridic, puterea, și el îmi dă rezultatul. Pentru acest calcul, o să folosim un cuvânt fermecat. O funcție, îi spunem noi, din limbaj. Acest POW, care vine de la power, în engleză, faceți? Da. A, și măcar vă mai loviți de ea la calculator. Și înseamnă putere. Practic, ce vrem să facem în programul respectiv? Vrem să-i dăm numărul sau baza. Vrem să-i dăm puterea. Deci, dacă vă pun pe voi să calculați un număr la o putere, aveți de numărul, aveți nevoie de numărul respectiv și de putere. Da? Și apoi, prin această funcție, îl determinăm să facă singur calculele. Și o să vedem pe ecran rezultatul. Ceea ce o să faceți voi, o să fie așa, să scriem acest program, care e în limbajul C++. Da? Apoi, în urma executării, deci întâi am scris o serie de comenzi. E ca și cum ar scrie mama acasă o listă de saci. Trebuie să faci teme, trebuie să faci curățenie, trebuie să... Da? Deci întâi am făcut doar listă. Apoi îi dăm comandă să execute această listă de acțiuni. Da? Și aici, în această fereastră, am efectul execuției. O să spună dați un număr pozitiv pentru bază, dați puterea și ne dă rezultatul. Da? Primul exemplu pe care l-am considerat eu mai simplu, mă gândeam că sunteți mai mărișori sau... era legat de calculul radicalului de ordinul 2 dintr-un număr. Deci trebuia să calculăm radicalul unui număr precis. Și voi? Cine mai are de cap? Vreau să te dau plin. Trecem la probleme un pic mai complicate. Iupi! Nu-i de acolo, nu-i de acolo. Nu-i de acolo.
Pune-l în paranteză. El este un punct. De paranteză. Vezi? Și acum iar din alea. Așa. Scriem A. Ați reținut diamantul conștient? Da. Deci, vrem să calculăm media aritmetică a trei numere. Da? Uite, trebuie să vi se calculeze mediile acum 6 și doamne. Facem un program, doamnă, dă note de apare media, dă note de apare media. Da? Și nu mai știți de astea. Așa, am scris bine? Da. Apoi? Îl scriem și pe ăla, dar să știți că ăla acum nu ne mai este absolut necesar. Pentru că nu o să mai avem cuvinte din astea magice cu care să calculăm ceva. Nu o să mai avem funcții de la matematică. Da? Și atunci pot să încep? Cu mei. Eu până aici am scris. Acum cine vine să continui? Uite, un amic. Hai, domnișoara cu codițe. Stai, te începem cu fete. Curaj, nu-i cu noi. Predau ștafeta. Următorul ești tu, am reținut. Deci, uite, ne uităm la programul B. Cu ce continuăm? Trebuie să spunem ce fel de numere vom folosi, da? Spuneam că float înseamnă că sunt numere cu zecimale. Haide să luăm cazul general, să lucrăm cu ce am învățat până acum. Deci scriem acolo, float. Așa, și cum am spus că botezăm noi cele trei numere? A, B și C. Da? Deci o să scriem A, virgulă. Și cu ce cheiam un rând din ăsta, o comandă? Cu ce se scrie? Punct și virgulă. Deja ați învățat principala. Apoi, prima etapă de acțiune, practic în ce constă? Cum aflăm noi numerele? Trebuie să spunem, dați trei numere, spre exemplu. Sau dați unul, sau putem să recitim și per. Da? Ca să ne apară pe ecran un mesaj, am spus că folosim SIAUT, care vine de la CONSOL, OUT. CONSOL înseamnă terminat. Observați? La comanda care scrie pe ecran, săgețele astea sunt într-un set. La cele care preiau valori de la tastatură. Sunt în sens invers. De mai spunem cocori așa la asta. Da? Deci ăștia zboară, va spre ecran, va spre memoria calculatorului. Exact în sensul în care circulă datele. Da? Deci aici, acest mesaj se duce spre ecran. Ghilimele. Și ce am spus? Dați trei numere. O să apară pe ecran mesajul, dați trei numere. Cu 20, cu 20. Așa, poftim la loc. Hai. Da. La partea mai ușoară. Cu ce comandă am spus că preluăm de la asta? Sim? Așa. Și poporii sunt invers. Și în ce? Primul număr unde îl ducem? A. A. 3A. Nu, fără bine. Apoi, hai să nu. Putem să facem așa. În continuare, următorul număr îl ducem în B. Că am spus să ne dea trei numere. Da? Și următorul? Corect. Cum și de cum?
Și-am citit cele trei numere. De ce avem nevoie? Ce am spus că vom calcula mai departe? Media. Ca să calculăm media, ne-ar mai trebui o căsuță din asta, o variabilă. Cu ce să notăm media? Cu ce să o botezăm? M. Da? Uite, scrie așa, M, de la mama, egal, și cum calculăm media? Le adunăm, da? Nu scrie aici. Hai să le adunăm cele trei numere. Ca să le adunăm? Așa. Le-am adunat. Și acum ar trebui suma asta să o împărțim la cât? La 3. Deci, pentru împărțim, spuneam că folosim bar. Dacă scriu acum împărțim la 3, ce o să-mi împartă? Ce-u? Trebuie să le punem paranteză. Corect, deci ca la matematică. Vezi, respectăm aceeași lege. Pe M. Ce nu i-am făcut lui el? Nu l-am declarat, spunem noi. Da? Nu știe de el. Și atunci, ca să știe de el, îl adăugăm aici, în lista cu variabile. Da? Atenție, dacă aici am scris M mare și aici trebuie să scriem tot M mare. Nu, dar și aici sus scrie tot M. Am calculat media. Poftim la loc. Foarte bine.